o discuție avută acum câteva zile cu domnul Marian Istor și cu câțiva dintre dumneavoastră, am găsit o altă soluție, și anume, dacă noi ajutăm serviciul piață temporar pentru realizarea unei mici investiții, care de fapt nu este investiție, este realizarea în prima fază a unui parcări. Este vorba de o parcare pe care dorește serviciul piață să o realizeze în zona bazarului. În acest fel s-ar obține venituri destul de importante, în vedere și faptul că tarifele sau sumele care se vor obține de exploatarea acestei parcări nu vor fi grefate de acel 50% pe care trebuie să-l dea obligatoriu serviciu piață către primărie, așa cum dă fiecare instituție subordonată din subordinea Consiliului Local. Și atunci, în discuția avută cu domnul consilier, am găsit o altă variantă, și anume să subvenționăm parțial serviciul piață pentru a acoperi un deficit, un deficit mic, dar să-l ajutăm și să facă această mică investiție, această mică transformare, reparație pentru organizarea acelei parcări. În acest caz, serviciul piață devine cu adevărat eficient și poate să se gândească și la niște investiții mai mari cu fonduri europene, așa cum spunea domnul Marian Istor, pentru tot acel proiect important pe care l-a imaginat și care va cuprinde toate imobilele cedate lui spre